Un nou proiect a fost dus la bun sfârșit în comuna Breznița de Ocol. Datorită implicării primarului Cătălin Drăghici, au fost finalizate lucrările la podul peste pârâul Jidoștița. Această investiție era așteptată de cetățenii acestei zone de zeci de ani. Cătălin Drăghici, cunoscut drept un om gospodar și implicat în viața comunității pe care o conduce, a reușit să schimbe fața comunei Breznița de Ocol și să pună bazele unei dezvoltări temeinice, dar și să îmbunătățească condițiile de trai ale cetățenilor pe care îi reprezintă. Un nou proiect a fost dus la bun sfârșit. Este vorba despre podul peste pârâul Jidoștița, din localitatea cu același nume, o investiție la standarde europene. După cum vedeți, această construcție a fost finalizată de curând, dar toată documentația și toate cele necesare, avize și tot, a durat aproximativ 3 ani de zile. Această construcție a fost finanțată pe guvernarea PSD prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, valoarea investiției ridicându-se la suma de aproximativ 1.200.000. Mai avem un derulare pentru satele Jidoștița și Șușița, încă un proiect pentru asfaltarea tuturor ulițelor care urmează să fie depus în zilele următoare pe programul Angel Salini. Primarul localității Breznița de Ocol, Cătălin Drăghici, a dat dovadă de un mare interes în ceea ce privește bunăstarea cetățenilor și creșterea nivelului de trai în comunitate. Construirea podului peste pârâul Jidoștița este o investiție de mare utilitate pentru locuitorii acestei zone. Pe aici nu exista un drum accesibil, iar cei care doreau să ajungă la proprietăți erau nevoiți să traverseze albia râului când situația permitea acest lucru. Oamenii din întreaga comună beneficiază de investiții importante în toate domeniile care s-au realizat datorită lui Cătălin Drăghici, unul dintre cei mai performanți primari din județul Mehedinți.